Pare o zi normală în oraș, până când dintr-o dată începe haosul în trafic. Un om de afaceri și-a oprit brusc mașina în mijlocul drumului, pentru că dintr-un motiv necunoscut a orbit. Un grup de oameni se apropie să-l ajute și un bărbat se oferă să-l însoțească acasă. Cu toate acestea, de îndată ce ajung la destinație și omul de afaceri iese, hoțul pleacă cu mașina. Omul de afaceri nu știe ce să facă, dar hoțul se întoarce câteva secunde mai târziu, prefăcându-se că este altă persoană care vrea să-l ajute să ajungă acasă, oferindu-i compania lui. De data aceasta nu merge. Omul și-a învățat lecția și îl dă afară odată ce este în siguranță acasă. Câteva ore mai târziu sosește soția omului de afaceri și de îndată ce află de orbirea soțului, îl duce la un specialist. Deoarece este o urgență, medicul le permite să vină imediat, fără să aștepte la coadă. Din nefericire, indiferent de aparatura folosită pentru verificarea ochilor, medicul nu găsește niciun semn de boală, ceea ce înseamnă că trebuie să fie o problemă neurologică. Va trebui să meargă la spital și să facă niște analize, chiar dacă medicul nu auzi niciodată de așa ceva. Când ei pleacă, medicul îi primește pe ceilalți pacienți, printre care un copil, o femeie cu ochelari de soare și un bărbat cu un ochi acoperit. Între timp, hoțul conduce mașina furată în oraș și încearcă să evite poliția, până când nu are de ales decât să oprească, pentru că și el a orbit. În cele din urmă apelează la poliție pentru ajutor și când un ofițer îl duce la vechea lui casă, fosta soție refuză să lase să intre. Mai târziu, seara, femeia cu ochelari de soare merge la un hotel și după ce a cerut de băut barmanului, se duce la clientul ei. Întâlnirea lor este în regulă, dar bucuria dispare când femeia se sperie și își pierde vederea. Doctorul se duce acasă să ia cină cu soția lui și totul este bine, până a doua zi dimineață, când se trezesc cu aceeași problemă. El a pierdut vederea. Sună la spital pentru a-l avertiza despre o posibilă infecție și îl crede pentru că și copilul care era acolo a pierdut vederea. În curând, în tot orașul încep să apară cazuri de orbire bruscă și guvernul începe să facă primii pași pentru a le opri. Cabinetul este închis de autorități și medicul însuși este pus în carantină. Soția lui nu vrea să-l lase singur, așa că decide să mintă și să se prefacă oarbă pentru a fi pusă în carantină cu el. Ei sunt duși la un azil abandonat, care este complet gol și nu găzduiește nici măcar alți medici. Fiecare departament are un telefon pentru a chema paznicii de afară, dar poate fi folosit doar pentru urgențe și fiecare departament trebuie să aibă un reprezentant ca singura persoană care îl poate folosi. În curând încep să vină și alți oameni, precum hoțul, femeia cu ochelari de soare, copilul și omul de afaceri. Doctorul și soția decid să țină secret faptul că ea încă vede, prefăcându-se că au explorat și memorat locul la sosirea lor. Soția medicului devine un ghid pentru toată lumea, atunci când au nevoie de ajutor cu lucruri precum mersul la baie. La prima lor ieșire din cameră, hoțul merge în spatele femeii cu ochelari de soare și se apropie prea mult de ea, care reacționează lovindu-l în picior. Tocul provoacă o rană gravă, pe care medicul și soția ajung să o bandajeze cu o cămașă, pentru că în jur nu există o trusă de prim ajutor. Mai târziu, soția medicului nu poate să doarmă, gândindu-se la piciorul hoțului și temându-se că se va trezi oarbă. Medicul încearcă să facă dragoste cu ea, dar ea preferă să facă o plimbare pentru a-și calma grijile. A doua zi dimineață, sosesc mai mulți oameni, iar omul de afaceri se reîntâlnește cu soția sa, în timp ce copilul se plânge că mama lui încă nu a apărut. Medicul și soția încearcă să vorbească cu paznicii despre piciorul hoțului, dar paznicii nu cooperează, doar își îndreaptă armele spre ei și îi trimite înapoi în camera lor sub amenințare. Un pic mai târziu, primesc prima cutie de mâncare, care este la fel de proastă ca mâncarea școlii, nici nu este suficientă. Soția medicului încearcă să folosească telefonul de urgență pentru a cere mai multă mâncare și o trusă de prim ajutor, dar nimeni nu-i răspunde la apeluri decât un robot telefonic unde lasă multe mesaje. Încep să treacă săptămâni și în fiecare zi mai multe persoane infectate sunt trimise la azil. Soția medicului leagă o bucată de pânză între secții ca ghid, iar medicul este ales ca reprezentant. Din moment ce toți sunt orbi, în curând încetează să-și mai facă griji pentru ordine și oamenii încep să se plimbe fără haine și să-și facă treburile în mijlocul culoarului. Omul de afaceri încearcă să-și mențină moralul, vorbind cu soția sa despre amintiri frumoase, dar soția nu reușește să se gândească la vremuri mai fericite. Într-o după-amiază, soția doctorului aude un zgomot și descoperă că bărbatul legat la ochi are cu el un radio pe care îl ascultă în privat. Femeia îl convinge să împărtășească vestea tuturor, pentru că toată lumea vrea să știe ce se întâmplă afară. Bărbatul explică că nu au mai rămas multe canale radio, dar a înțeles ce se întâmplă. În primele 24 de ore au fost sute de cazuri, pe care guvernul le-a rezolvat, pur și simplu trimițând nevăzătorii la azil și spunând oamenilor să rămână în casele lor. Apoi, publicul a trebuit să observe cum specialiștii din întreaga lume au folosit multe cuvinte pentru a spune că nu știu ce se întâmplă. Curând s-au infectat și specialiștii și boala a început să se manifeste în toată lumea. Oamenii s-au săturat să aștepte acasă și au încercat să iasă, dar soldații erau de pază și au arestat pe oricine încalcă regulile.
Orașul a devenit un haos, mai ales că au continuat să se producă accidente de mașină și au început să cadă și avioanele. Cetățenii au început să se sperie și au decis să rămână acasă, așa că acum orașul este un deșert și guvernul nu mai face nimic. Câteva zile mai târziu, au fost duse multe persoane la azil, iar soldații demonstrează cât de răi sunt, împușcând un bărbat care pur și simplu a ieșit din grup. Sunetul împușcăturii provoacă panică și toată lumea fuge înăuntru și chiar spargând ușile. Cel mai rău este că soldații au lăsat acolo cadavrul. Sperând să-l îngroape singură, soția medicului le cere o lopată, pe care soldații o aruncă în mijlocul curții, fără să se miște din locul lor. Întrucât soția medicului încă se preface că este oarbă, cere indicații și ea o batjocorește până când ea găsește lopata și le arată semnul păcii. Între timp, medicul încearcă să comunice cu reprezentanții secțiilor pentru a coordona înmormântările, deoarece alte două persoane au fost ucise și vrea să discute și despre faptul că una dintre secții ia mai multă mâncare decât merită. Barmanul se satură să-l audă pe doctor comportându-se ca un lider și se autoproclamă rege. Prima lui comandă este ca secția lui să poată mânca cât de mult vrea, înainte să se gândească să ajute. Ulterior, soția medicului merge să-l verifice pe hoț, având febră de la o infecție severă a piciorului. Femeia încearcă să fie înțelegătoare, dar hoțul o amenință brusc, dezvăluind că știe că nu este oarbă, făcându-o să plece de acolo și în cele din urmă are o criză. Hoțul nu mai suportă durerea, așa că se târăște afară și lasă soldații să-l împuște. Soția medicului se simte vinovată și începe să se întrebe dacă ar trebui să spună tuturor adevărul, dar medicul îi interzice, spunând că și relația lor a devenit ciudată. Ceva mai târziu, barmanul reușește să găsească biroul de administrare cu ajutorul contabilului, un om din secția lui care este orb de când s-a născut, ceea ce înseamnă că înțelege mai bine cum să trăiască așa. Folosind sistemul PA, barmanul anunță că va prelua în calitate de rege întregul azil, iar prima regulă este că oamenii vor trebui să plătească pentru mâncare. Această regulă nu este bine primită și în curând izbucnește haosul în apropierea depozitului de alimente. Toată lumea se chinuie să intre, așa că barmanul își dezvăluie secretul, a reușit să aducă cu el un pistol. Cu o lovitură de avertizare, îi trimite pe toți înapoi și preia controlul asupra depozitului de alimente, anunțând că îl vor urmări toată ziua și amenință că va împușca pe oricine încearcă să fure. Unii nu vor să accepte asta, dar este prea periculos când inamicul are o armă. Soția doctorului începe să adune tot ce poate de la oameni, de la bijuterii până la orice găsesc în buzunare, deși păstrează o foarfecă pe care o găsește în poșeta unei femei. Copilul nu are nimic de oferit, dar femeia cu ochelari de soare promite că va plăti pentru el. La depozitul de alimente, contabilul își folosește experiența pentru a identifica calitatea obiectelor. Oricât de scumpe sunt bijuteriile, barmanul le dă doar câteva cutii și amenință pe oricine îndrăznește să se plângă. Oamenii se trezesc nevoiți să împartă mesele pentru o singură persoană, iar medicul este singur, neavând chef să-și păstreze bunătatea de lider atunci când se simte ca un eșec. Femeia cu ochelarii de soare se apropie de el pentru a-l mângâia, amintindu-i că nu poate face nimic împotriva unui om cu un pistol, iar cei doi ajung să facă dragoste pe jos. Soția doctorului îi prinde în timp ce termina, dar în loc să se enerveze, îi spune femeii că ea poate să vadă, rugându-o să țină secretul și lăsând vinovăția ei să facă restul. O săptămână mai târziu, când toată lumea nu mai are nimic cu ce să plătească mâncarea, barmanul anunță că va accepta serviciul femeilor în schimbul mâncării. Soția doctorului iese să întrebe de ce nu au venit noi provizii, iar soldații le explică că le-au dat tot ce au. Începe o discuție care va decide cum să procedeze, iar medicul o întrerupe, spunând că nu depinde de ei să forțeze femeile să facă ceva. Dacă cineva vrea să se ofere voluntar, o va face, dar nu va exista nicio judecată sau presiune din partea lor. După multă gândire, una dintre femei se oferă voluntară, inspirând și alte femei, precum soția doctorului și femeia cu ochelari de soare, să facă același lucru. Omul de afaceri nu vrea ca soția lui să meargă și încearcă să o oprească, dar ea răspunde că nu vrea să fie tratată altfel și pleacă oricum. Contabilul ia femeile și le duce la depozitul de alimente, unde își petrec cea mai proastă noapte din viața lor. Bărbații sunt violenți, iar unul dintre ei ucide o femeie. Ulterior, contabilul verifică un alt departament pentru a găsi mai mulți voluntari și are curajul să meargă la departamentul 1 pentru a le felicita, chiar dacă una dintre ele nu s-a mișcat prea mult. El nu știe că una dintre femei era moartă și oricum au folosit-o, așa că l-anunță soția doctorului, lăsându-l cu gura căscată. Toate aceste tachinări o enervează pe soția doctorului și se duce cu foarfeca la depozit, unde toată lumea este distrasă de femeile din secția a doua. Fără să ezite, îl ucide pe barman cu foarfeca și ia fetele, în timp ce contabilul își dă seama ce s-a întâmplat și ia pistolul, dar nu reușește să lovească pe nimeni. În timp ce pleacă, soția doctorului face un anunț: dacă nu le dă mâncarea, vor muri alți bărbați.
Medicul se teme că acest lucru ar putea să provoace luptă și are dreptate. Secția 3 închide zona și nu le dă mâncarea. Secția 1 se pregătește să lupte și să recupereze mâncarea, dar înainte de a putea face ceva, una dintre femei decide să se răzbune. Se pare că a ținut o brichetă ascunsă în buzunar în tot acest timp și o folosește pentru a aprinde focul în secția 3. Flăcările s-au extins repede, ucigând mulți bărbați și înainte ca panica să poată lua stăpânire, soția medicului scoate afară din clădire. În mod surprinzător, nimeni nu este lovit pentru că paznicii au plecat. Ușile sunt descuiate, ceea ce nu poate însemna decât un lucru. Sunt în sfârșit liberi. Doctorul, soția sa, copilul, bărbatul legat la ochi, femeia cu ochelari de soare, omul de afaceri și soția sa, decid să rămână împreună pentru a ajunge în centru, unde descoperă că societatea s-a prăbușit. Orașul a devenit un loc post-apocaliptic, în care puțini oameni au rămas încercând să supraviețuiască, atacându-se unul pe altul, doar dacă bănuiesc că au mâncare în buzunare. Doctorul și soția sa părăsesc grupul și se duc la cel mai apropiat magazin pentru a găsi ceva de mâncare. Oamenii de acolo supraviețuiesc cu puțin, dar soția medicului încă vede și găsește un depozit plin de mâncare, în timp ce medicul strânge hainele. După ce a luat niște provizii, ea încearcă să iasă, dar cei prezenți aud zgomotul și vor să-i fure mâncarea. Din fericire, doctorul aude acest lucru și se grăbește să o ajute, împingându-i pe toți și protejându-o. Odată ce au scăpat, soția își revine pentru clipă, când medicul se întoarce pentru a recupera hainele pe care le scăpase la ieșire, iar un câine drăguț profită de ocazie pentru a se apropia și a se împrieteni cu ea. Deodată, spre surprinderea tuturor, începe să plouă, iar femeia se duce la o biserică. Biserica este incredibil de aglomerată și toate statuile au ochii acoperiți. Afară, oamenii profită de ocazie pentru a strânge apa și a se spăla. Medicul se întoarce cu hainele și merge să-și ia soția pentru a se alătura grupului, în timp ce câinele stă după ei. Ei mănâncă într-un bar și decid să stea acolo toată noaptea. Apoi dimineața ies din nou, traversând cu grijă orașul pentru a ajunge la casa doctorului, care s-a oferit să o împartă cu toată lumea. De atunci, grupul reușește să stabilească o rutină. Sub îndrumarea soției sale, ei curăță apartamentul și împart hainele medicului. Ies numai când au nevoie să găsească mâncare, strâng apă și se spală doar când plouă. Bărbatul legat la ochi își dorește să trăiască cu ei pentru totdeauna, pentru că au devenit o familie, iar soția omului de afaceri reia sfârșit legătura cu soțul ei, împărtășind chiar și câteva amintiri din tinerețea lor. Săptămâni mai târziu, toată lumea se pregătește pentru micul dejun, când omul de afaceri începe brusc să țipe. În același mod brusc în care devenise orb, acum poate să vadă din nou. Toți încep să sărbătorească, pentru că înțeleg că ei sunt capabili să lupte împotriva bolii și că orbirea este temporară, ceea ce înseamnă că speranța pentru viitorul lor a revenit. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!